Salutare barbașanilor și bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod de Minecraft. Ei bine, astăzi, dacă v-ați pus cumva întrebarea vreodată ce se află în capul lui Nociv, ei bine, vom afla răspunsul la această întrebare care ne macină pe toți. Nu uitați de like-ul la blană, iar subscribe, să vă susținere blană blăniță și bineînțeles că această hartă mirobolantă este făcută de la Vinia. O aveți în descriere, este iubita mea, aș aprecia enorm de mult dacă i-ați arătat susținerea. Știți deja că a făcut o grămadă de hărți geniale cu scări, cu casele groaze, cu tot, tot, tot și ne-a surprins cu o nouă hartă. Ia să... Oh my god! Stați eu acum vă doar... Uh, vedeți cât de lungă este? Ok... Deci vom avea surprize destul de multe, credeam că este gen până pe aici și atât, dar nu frate, îi dita mai. E, e, un cap de grăsan. E capul meu grăsan. Ok, dacă vreți să aflăm împreună, hai să vedem ce se află în căpățâna mea. Cred că trebuie să deschidă acestul Da, da, da. Bă, dar nu mi-a mai dat ciubote. De fiecare dată la vinea ne dă de toate, dar acum au uitat să ne dea ciubote. Ciuboțelele. Și și mâncarea, nu mai chiar așa ai 32. 32 de bucăți. Criza barbasane. Bun, hai să mergem. Aici ce scrie? Sapă sub redstone dust. Stai frate că mă duc în casă, după aia văd eu. Bine ai venit în... mai cât de tari sunt chestiile astea. Asta e Petronela, o mai știți pe Petronela? Dacă cumva n-am pus... Da, ba nu, trebuie să-l fi pus pe la primul cu casele groazei. Dacă nu știți pe Petronela, trebuie să vă uitați la episodul cu casele groazei. Casele mobilor ale groazei. Bun, o spune -ne. Bine ai venit în capul lui nociv Stai, nociv o venit în capul lui nociv? Wait a minute Oare la ce se gândește? Hmm, la ce mă gândesc? Oare ce îi place să facă? Oare de ce îi este frică? Ok, deja devine interesant Ești pe cale să afli cele mai ascunse secrete din capul lui Măi, sunt curios și eu ce secrete ascund în cap Sunteți gata? Hopa, că avem ceva aici sus Ia, ja. Bine venit în camera cu mâncare. Umple toate furnalele pentru mâncăcios. Dacă nu le vei umple, nu vei putea merge în camera următoare. Adevărat, băi, trebuie să recunosc asta. Sunt un pic gurmand, așa, adică îmi place să mănânc. Și, da, cam aia e. Păi și de unde să umplu o cu mâncare? Alo? De unde să umplu o furnalele cu mâncare? când n-am. Bă, alo? Oh, uh, am găsit puțină mâncare aici. Deci dacă trebuie să le umplu, păi atunci nu știu câte fornale erau în total. m mai prins și ploaia aia blană. Dacă cumva vă întrebați ce se întâmplă dacă ieși din capul lui Noci, vei bine, te prinde ploaia. Dacă ăla capul meu și acolo intri în capul meu, asta e lumea mea? Gen, lumea din capul exteriorul capului meu? Nici măcar nu mai știu. nu mai înțeleg nimic. În fine, hai să ne întoarcem în capul meu. <laughs> Asta sună ciudat. Și avem 4 bucăți de carne, Mă, numai 4? Cam ciudat. În fine, avem noroc că sunt foarte multe animale pe aici. Avem acum 7 bucăți. Avem un pic mai multe bucăți. Avem și mai multe bucăți, eu zic că ne ajung. În total avem 10 bucăți de carne, însă mai avem o problemă. Nu avem lemne, sau căuri sau orice pentru a porni furnalele, bineînțeles. Harta asta mi se pare genială și poate va mai face și cu alte idei. Apropo, dacă voi puteți să faceți asemenea hărți interesante, nu știu, cu ce se află în capul, nu știu, unui creeper, de exemplu, deși am mai făcut o asemenea hartă, să faceți, mai ales dacă mă aveți la prieteni pe Minecraft Windows și să-mi spuneți și eu o să intru și o voi, o voi juca. Dar încercați să faceți, bine, nu trebuie neapărat cu NPC-uri, puteți cu sign-uri, dar să fie tot așa cu poveste sau, nu știu, Uh, Te-ai gândit vreodată ce se află um, după o ușă secretă din Minecraft? Sau în casa secretă din Minecraft? Sau în casa lui Greni din Minecraft? Sau, nu știu, chestii așa secrete, creepy, cu poveste, ce vreți voi. Și eu mă voi juca, bineînțeles. Perfect. Hai că avem lemne suficiente. Facem un felul următor. Punem cărnița pentru început. Să ne asigurăm că avem cărnița pe poziție, după care băgăm lemnele pe foc și vreau să văd toate furnalele în același timp mergând. Foarte important. Bum. 3, 2, 1, poc, poc. Sper să nu se facă, da se face, cred că suficient de repede. A, ok, n-apuc. Na, na nu cred că apuc. Ba da, ba da, ba da. Ok, vedeți? Toate furnalele funcționează. Așa că, după cum zice doamna noastră Petronela pe zonă, care a văzut că jos era puțin mai altfel îmbrăcată, eu voi spune la toți NPC-ii care sunt așa femei, le voi spune Petronela. Așa că Petronela ne zice așa că putem merge în următoarea cameră. Bine voi Petronela măi, eu tot pe Petronela cu cordeluță, cu dielea. Mai du-te tu frumoasă. Hai să mergem în camera următoare. Petronela din nou, ce să vezi? Bun, bine a venit în sertarul cu priceperi. Se pricepe la matematică. Dacă te pricepi și tu, deschide chestul și rezolvă exercițiile pe care nociv ar fi putut rezolva din minte. Din minte? Ia să vedem dacă minte sau nu minte la vinia. Dacă eu pot să le rezolv din minte. Da, chiar sunt bun pe matematică. Hai să vedem dacă totuși nu mă încurc pe aici. Să mă fac de râs. Sunteți gata? 3, 2, 1... 1 plus 1 cât face? 2, da? Adică 2 like-uri să am la clipul ăsta. Sunt bumă pe matematică. Perfect. Păi 12.300 cu 14.500 ar da un total de 26.800. Corect? Hai să vedem. Oare avem și foaia cu rezultatele? 26.800 ar trebui acolo. Bun. 50 ori 45. Păi haideți să o luăm logic. 50 ori 10 ar fi 500. 500 ori 4 ar fi 2000. 500 ori 5, 250. Deci, în concluzie... Stai. Nu, nu, nu. Stai un pic, că e, e ori 45. Calcul din nou. 50 ori 10, e 500. Hmm. Ar fi 2250? Sau cât am zis înainte? În fine, trecem peste aia și, și revenim. Aici ar fi... 10 ori 450, care e 4500. Cu 4500, e 9000. Cu 4500, îi 13500. 5004 minus 500, 4504. Hai să vedem dacă am zis bine. Nu știu, poate m-am încurcat la a doua. Petronello, ia să vedem rezultatele. Uh, alo? Stați un pic. Nu, deci mai calculez încă o dată asta să mă asigur după aia că am, dacă am zis sau n-am zis bine. Deci 50 ori 10 ar veni 500. Ok? 2.000. 2.250. Zic eu că e 50 ori 45. Am dreptate sau n-am dreptate? 50 ori 45. Am făcut acum pe calculator de la 2.250. După a 12.300 plus 14.500. E clar că e 20... Și 6800. după aia 30 ori 450. Am zis 13500, nu? 30 ori 450, 13500, da? Și 5400, da? Cred că le-am făcut pe toate corect. Doar acum am folosit calculatorul în, în ultimele 5 secunde pentru a vedea dacă am zis sau n-am zis bine. Nice! Acolo trebuia să calculezi tu. A! Ah, pe cum? Ah, ok! Deci stați că eu acum am înțeles. Aici, practic, zice că n-ai avea cum să te pricep să faci direct din cap, pentru că doar nociv s-ar pricepe. Bine, nu doar eu, dar înțelegeți, așa e povestea jocului. Și că ar trebui să faci pe o foaie. Am înțeles. Ok, păi eu le-am putut face din minte, logic. Răspunsuri corecte. Vă jur că nu m-am uitat, n-am folosit deloc calculatorul, am făcut din minte. Hai să vă învăț și pe voi cum să calculați. Ca să văzut, eu am descompus. Adică, de exemplu, 50 ori 45. Păi să faci direct 50 ori 45 e un pic mai complicat, dar poți și direct. De exemplu, dacă ar fi 50 ori 50, știu clar că e 2500. De ce? Pentru că 5 ori 5, calculezi 5 ăsta ori 5 ăsta dacă ar fi 50 aici, e 25, da? Și după care mai ai zerourile încă 20 zerouri. 25 și dacă mai pui 20 zerouri după 25, 2500, logic. No, dacă totuși e cu 45 să nu te încurci, le poți descompune. 50 ori 10, te gândești că ăsta e 10, nu-i 45, ar veni 50 ori 10, 500. Și după aia de patru ori, pentru că ar trebui să faci 50 ori 10 de 4 ori, că e 40, da? Logic. După aia, 50 ori 40 2000, logic, plus încă 50 ori 5, vine 250, deci 2250. Hai că deja cred că v-am înnebunit. Dar ca idee... Eu pot să fac chestiile astea din minte pentru că am făcut de când eram mic și mi se pare, mi se pare simplu. Stai că mai era ceva sus. Mi se pare chiar foarte frumoasă matematica și chiar te ajută în viață pentru calculele acestea. De exemplu, nu știu, vrei să cumperi 45 de saci de cartofi și fiecare sac costă 50 de lei. Păi faci 50 ori 45, 2250, easy. Sau și mai simplu, dar nu, lasă, lasă, nu, gata, că cred, cred că vă, vă și vă nebunesc, lasă așa. Perfect. Ia să vedem ce mai zice Petronela. Bine ai venit în camera cu dorințe. Apropo, încă o dată vă explic, zic Petronela, pentru că mai ai făcut la vinia o hartă, tot cu NPC-ul ăsta, și îl chema pe unul Petronel și pe ea o chema soția lui Petronel. Și eu i-am pus numele Petronela sau Petronica sau Pietricica, nu Pietricica, nu glumesc. Pietronela. Mai zicem Petronela și mai facem mișto așa din când în când. Bine venit în camera cu dorințe. Fiecare chest ascunde câte o dorință. Descoperă ce își dorește și încearcă să îi îndeplinești dorințele. Nu intra în camera cu frici decât după ce îi îndeplinești cel puțin o dorință. S-ar putea să nu fi cel mai pregătit pentru... Nu, s-ar putea să nu fi cel... Ba da, să nu... Da? pentru ceea ce urmează dacă nu ești în stare să îndeplinești o dorință. A, deci trebuie să îndeplinești cel puțin o dorință. Le îndeplinim pe toate, mai câte sunt. Ia, Dorința 1, dorința 2, dorința 3. Cât poate fi de greu? Ia mă, ia. Îmi doresc să am un milion de abonați. What? Deci asta trebuie să-mi doresc eu. Păi asta n-am cum. Stai un pic, stai un pic. Bine, pot să-mi doresc. A, nu, e ok. Îmi, doresc. îmi doresc să am un milion de abonați. Gata, chiar îmi doresc. Pe bune îmi doresc. Așa că dacă vreți să vă abonați, așa aprecia. Prima dorință îndeplinită. A doua, îmi doresc multe diamante. Hmm. Ce înseamnă multe diamante și cum fac rost de ele? Dorința 3, îmi doresc să bat trei creeper fără să bubuie. Deci își dorește diamante și creeperi. Păi înseamnă că trebuie să mergem la căutat de diamante. Ia să vedem ce sus. Hopa! Instrucțiuni, îndeplinire dorințe. Hopa că avem instrucțiuni. Sapă 11 blocuri în stânga capului în primul rând, unde vezi marcajul cu redstone. Acolo vei... Ah, acolo de am găsit noi la început. Acolo vei găsi diamante ca să îi poți îndeplini dorința cu diamante. Adică să-mi să, să îmi îndeplinez mie dorința cu diamante, pentru că e capul meu. Pune diamantele în cestul cu dorințe, ai grijă să nu pui în cestul greșit. Mai pe scurt, ceea ce îmi doresc eu, dorințele mele sunt să fac un milion de abonați, să am multe diamante în Minecraft și să bat 3 clipări fără să bubuie. Dar fii atent că eu trebuie să-i bat, nu gen fără să bubuie. Să-i bat unul după altul fără să bubuie. Stați un pic să dau weather clear că nebunesc. Let's go. Bun, bun, bun. Nu acum găsim creeper pe aici? Stai un pic să facem asta cu creeperul, că mă gândesc că nu contează ordinea. Creeperii. Hai că nu pot să cred că nu sunt creeperi. Căluțu. Creeperii? Arro Peri, peri Și nu mă refer la periornitoringul. Mă refer la creeperi A, ah, păi până găsesc eu creeperi Stai, chill Mi um. Îmi explică și mie cineva cum de nu nici măcar un creeper aici Având în vedere că era plin, plin, plin de scheleți Eu nu pot să-mi explic asta Alo? Ajutor? Mai chiar sper să vă abonați la Lavinia, o aveți în descriere pe Easy Lavinia și pe Îngera și are două canale de gaming, plus gătește cu Lavi. Aș aprecia enorm de mult să vă abonați pe... pe, toate canalele, pe câte puteți voi, le aveți în descriere oricum al doilea link. Și chiar aș aprecia, pentru că uitați-vă și voi ce hărți interesante face. Oare mai știu eu să mă întorc? E, las că sigur avem spawn point-ul acolo. Dar trebuie să omorâm trei creeperi. Și fii atent că trebuie să-i omorâm și fără să, să bubuie. Ceea ce e destul de greu. No, mă. Păi vreau și eu măcar... A, mă, frate, un creeper n-am găsit. Păi și cum să bat trei creeperi, având de vedere că eu nu găsesc unul? Știi ce? Hai să facem așa. Hop. Vreau să fie noapte. Atât. No, acum ar trebui să apară creeperii. corect? Păi nu avem cum să-i găsim pe zi. Ce fac? Mă apuc să caut cave-uri? O, oh, salutare prieteni, Și salutării. Hop. Dar de ce veniți și voi repede, zombalăilor? De ce veniți, a? Bun, am bătut unul. Mm -mm. Ok, o să se reseteze. Dacă Bubu e vreunul, se resetează, Ok. Mă mai atacă și ghosturile Plejer de vară Da, 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 mai vreau Hai mai aici, unde ești? Doamne, doamne, mă mănâncă de viu, frate Sunt și endermen pe aici Ai de capul meu Deci ăsta e troll Deja Bun, deci avem zero creeperi omorâți Pentru că trebuie să-i omorâm Unul după altul Fără ca unul dintre ei să bubuie Asta ah, este, trebuie să o dăm pe schema aia. Îi dai și fugi. Și acum e gata. Bun, deci unul s-a dus. Ok. Bun, s-a dus și al doilea. Deci doar un hit trebuie să-i dăm, după aia putem să ne întoarcem. Perfect. Bun. Cea cu creeperii am rezolvat-o. Dorință îndeplinită, bărbașiane. Adică îmi zic mie, știi? Că e capul meu. Hai mă că ați înțeles. Oh my god. Doamne, că de bine așteptam să fac asta. Oh, salutare prietenii mei în aripați. Ce ziceți? Vrei și tu scandal, mă? Bă, 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 vreți tu scandal? Ia duceți-vă de aici. Ia plecați voi. Acum normal că e plin de creeperi. Ia să bat eu patru creeperi consecutivi. Fără să... Bubuie. Ok. Hai să bat 5 creeperi. Mă dau oare apuc să-l bat Ia să văd, mai dau de vreunul? Aș fi curios dacă aș putea să bat creeperii Direct Gen, să mă duc direct pe el și să-l spamez Aș putea face asta, dar, ghici ce, nu mai sunt creeperi Eu sunt prea curios Hai, mai dă-mi un creeper, mai dă-mi un creeper, creeper, creeper vreau Atât, nimic mai mult Aro! A peru, peru A creeperu, atât am vrut Perfect, hai să încercăm pe el. Da, merge, merge. Dar trebuie să te duci cu primul hit să îl dai bine. Mie mi-a fost puțin frică înainte, am vrut să văd totuși dacă sunt atât de profesionist. Și ce să vezi, sunt. Na bun, zice să sap 11 blocuri sub redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Pe bune, emeralde. Hai că le iau și pe asta What? Ok. 1. Sper că este, da, 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 este Keep Inventory, sigur este Keep Inventory. Ok, acum știu de ce nu mi-au dat ciubote, ca să simt lava aia pe picioare mai bine, să mă rumeniască așa cum trebuie. Ah, ce-mi place când sunt trolat. Ok, e, avem totuși două diamante. Da, păi și diamantele le lăsăm aici. De fapt nu mă, că le țin eu, că dacă sunt eu, nu le las în capul meu totuși. Gata, hai să facem așa. Perfect și acum putem trece mai departe. Ce mai avem aici? Jută pe Petronella. Bine venit în camera cu frici. Hopa, hopa. Sunt curios și eu ce frici am. Dacă ai intrat, înseamnă că ai reușit să îi îndeplinești cel puțin o dorință. Dacă ai intrat fără să îndeplinești dorința, îmi pare rău pentru viața ta. Aici găsești cele mai mari temeri ale lui Nociv. Sunt curios, chiar sunt curios. Sus îl vei putea ajuta să își învingă fricile. Dar acum, noi am reușit să facem toate dorințele, pentru că mi-am dorit să fac un milion o pică lavă cumva. Am înțeles. Am reușit să... Stați un pic că m-a panicat lava aia, picătura aia de lavă. Deci am reușit pentru că mi-am pus dorința, ok? Încă o picătură. Asta scria să-mi doresc. Frica 1. Ia să vedem. Îmi este frică de 100 de creeperi. Păi sper să nici nu-i întâlnesc. Hai să le luăm pe rând. Nu, sau hai să le citim pe toate. Sper să nu întâlnesc. Băi, genială harta, pe bune, deci la Vinia te-a întrecut pe tine, nu zic că nu le -ai, toate le-ai făcut faine, dar... Bine, poate e și din cauza că are legătură cu mine, nu, no, nu știu, dar de fapt toate au fost la fel de bune. Aia cu scările croazei uh, groazei, um, aia cu casele mobilor ale groazei, nebunie, toate au fost tari. Mi este frică să nu... și cu copaci, au fost genial aia. Mi este frică să nu mi pierd diamantele în lavă. Ok, nu mai zi nimic. Mi este frică de paianjeni. Băi, sincer, chiar mi este frică de toate astea. Popariu că mă întâlnesc cu toate sus. A, salut, prietenii mei paianjeni. A, salut, prietenii mei creeperi. A, uite, yo, frate. Ia să-mi înving eu fricile. Ia să-mi înving eu fricile, mă. Ia, ia, că mi înving eu fricile acum. Ce crezi, mă, că mă face pe mine un paiangan n-am bine? 20? Nu mă fac. Gata. Și acum, practic, ar trebui să las diamantul să pice în lavă, nu? Auuuălăăă, oh, pentru că mi-e frică să-mi să -mi pierd diamantele în lavă, tocmai trebuie, cum am bătut spiderii, paianganii, să distrug și diamantele și să pice în lavă. Ăsta oh, l-am luat. Și o să fac ceva și mai greu de atât. Iâh, oh, auălău, mă doare. Și acum creeperii. Hai mă să-mi bubuie creeperii, ia mă bubuiți. A, am zis. S-a întâmplat un mic incident în capul meu. Gata, am scăpat și de cele trei frici ale mele. Care cu adevărat... Pe bune, deci de creeper mi-e frică de moar. Mă traumatizează de fiecare dată. Uh, va, va lua foc capul meu. Oare trebuia să se întâmple asta? Sper că... Sper că da. Ok, am, am luat foc. Sper că n-am greșit eu ceva. Mamă, nu mai am... Doamne, ce-am făcut mă? A, da, cred că e foarte înțelept să pun lemn. Dar cum să nu, dar cum să nu? Este foarte, foarte înțelept. Ok, am blocat lava. Ceva arde și asta nu-i deloc bine. Ceva arde rău de tot. Ok, gata, am scăpat. Cred că... A, dar știi ce n-am găsit în capul meu? Creier... Ok, gluma asta a fost prea bună, trebuia să o fac eu. Indiferent al cui era capul, să desea că ziceam același lucru, e o simplă glumă. Pentru că ce mă, că e plin de creier, mă, ia mă, ia. Stai un pic, să remediem situația. Uite, ei sunt de dea creierul pe afară, să se vadă, mai inteligența mea. Acum este perfectă harta. Hop, 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 hop. Sunt zombi acum. Zombi, nu. Uite așa, închidem până aici. Închidem și aici. Bam, bam, bam. Ia uite creierul. Ia uite creierul. Hop, hop, hop. Da, mă, da. Altă treabă. Ia uite creierul. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite creierul. Ia uite creierul, nocivanu. E mare, barbașion. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Ia uite, ia uite creierul. Mamă, creierul meu e pe afară, bă. Asta înseamnă să fiu un geniu adevărat. Ia uite creierul, gata mă am și eu creierul acolo, îmi creierul, asta se întâmplă când îmi un creeper în Minecraft, îmi băbuie creierul și mi iese pe afară de nervi. Bun deci am corectat lucrarea puțin să mi se vadă și creierul, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, nu uitați de un like, un share, un subscribe, sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut în capul lui Nociv, adică în capul meu și bineînțeles foarte mulți i arătat susținerea la ei o aveți în descriere, neapărat să mergeți cu un subscribe și cu un like pentru a mai face hărți din astea blană. Faceți și voi dacă vreți și scrieți-mi când sunt pe live pe Trovo pentru că aici mă mai joc hărțile abonaților, dar faceți ceva cât mai creativ, ok? Tot așa cu poveste, nu trebuie neapărat să fie ceva cap, poate să fie, v-am zis, ce se află după ușa secretă sau ce se află în spatele, hmm, trebuie să mă gândesc ce se află sub casa unui Setian, de exemplu, și să fie o ușă secretă și să faceți o cameră secretă cu poveste și cu săteanul ăla. În fine, eu vă dau câteva idei. Dacă vreți să faceți, eu m-aș bucura și eu o să și joc hărțile. Numai că nu o să le joc în prima zi când o să-mi ziceți, o să mă joc când pot. Tot scrieți în fiecare zi și când am timp o să mă joc. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, sper că ați luat butonul la blană de like și subscribe și clon clonțopel și la mine și la Lavinia. Toate cele bune și pași,